Bună, dragilor! Astăzi sunt în cabinet la doamna dr. Oxana Cozubaș, care este medic specialist în oftalmologie. Am venit la dânsa pentru a afla mai multe răspunsuri despre strabism. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! De la ce vârstă se poate identifica strabismul și ce este strabismul? Strabismul îl definim noi ca fiind o lipsă de paralelism a axelor ochiului. Practic, unul dintre ochi este cel care fixează un obiect sau o persoană, iar celălalt ochișor deviază, fie în interior, acesta fiind strabismul convergent, fie în exterior, acesta fiind strabismul divergent. Vârsta variază destul de mult, avem copii care așa se nasc, deci practic de la naștere constatăm o deviere a ochișorilor, care ulterior se mai rezolvă, se mai repară de la sine și sunt copiii la care strabismul apare în jurul vârstei de 2 ani, 3 ani sau chiar mai mari. Puteți spune când este ceva grav și când se poate remedia ceva la strabism? Grav este momentul în care ochișorul fuge de foarte mult timp și atunci presupunem că ochiul respectiv este leneș. Practic, în momentul în care unul dintre ochi fixează un obiect, iar celălalt ochi deviază foarte mult, creierul în timp ajunge să anuleze informația pe care o primește de la ochiul deviat. Îi zice, tu nu îmi oferi ceea ce eu vreau și atunci îi sistează informația. Această ambliopie, că așa se cheamă ea în termen medical, se poate repara numai până la vârsta de 7-8 ani. Problema este că dacă descoperim copilul foarte târziu, în jur de 3-4 anișori, recuperarea este destul de greoaie, chiar și de la acea vârstă. De multe ori avem părinți care nu vin cu copilul la control pentru că zic că cel mic nu vorbește și atunci ce rost are să-l aducă, pentru că oricum nu o să știe să colaboreze la teste. Și aici este problema gravă, în momentul în care începem să facem dezambliopizare, adică practic reeducarea creierului să folosească ochiul bun, ochiul nesănătos. Ce trebuie să facă un părinte atunci când observă că îi fuge ochiul copilului? În primul rând, trebuie să meargă repede la un oftalmolog și nu unul oarecare, ci la un oftalmolog pediatru. Există medici oftalmologi dedicați lucrurile cu copiii mici și atunci nu o să primească niciodată răspunsul e prea mic, lăsați-l să crească și veniți mai târziu. Practic, noi reușim să tratăm strabismul de la o vârstă foarte, foarte mică, vorbim de copii de 6-8 luni, cărora le fug ochișorii și cărora le dăm ochelari. Ce soluție există pentru strabism? Toată lumea se gândește că strabismul este doar de operat, în primul și în primul rând, când intră părinții în cabinet, ne zic, gata, am venit cu ochișorii, vrem să facem operație. În cazul strabismului convergent, ziceam că este strabismul care ochișorii fug înspre măsuc, undeva la 85% dintre cazuri se tratează doar prin ochelari. Practic, copilul respectiv are nevoie de o anumită dioptrie pe care, nepurtând-o, ochișorul fuge. În momentul în care punem ochelarii, ochișorii se îndreaptă. Deci, ăsta este cazul cel mai ușor de tratat, dar cel mai greu de explicat părinților care vor în continuare să-și opereze copilul, pentru că acel copil, în momentul în care își dă jos ochelarii, el va fi în continuare cu ochișorul fugit, pentru că nu mai există ajutorul ochelarilor. Asta este cel mai ușor de tratat caz, ziceam, cazul de strabism convergent acomodativ, cel care ține de ochelari. Mai există restul de 10-15% care se operează, în care dioptria e una foarte mică și atunci trebuie repoziționați mușchii la nivelul ochilor. Și mai există strabismul divergent, cel în care ochii fug în exterior, în care trebuie să urmărim pacientul și la un moment dat trebuie intervenit chirurgical dacă strabismul se decompensează prea tare. În cât timp de la punerea ochelarilor ochiul se poate vindeca? Într-o primă fază, noi urmărim ca ochișorii să se îndrepte sub acțiunea ochelarilor. Lucrul ăsta se întâmplă foarte repede, adică undeva în câteva săptămâni, o lună de zile, deja observăm un efect clar, un beneficiu clar al purtării ochelarilor. Ulterior, la vizitele următoare, vom scădea treptat dioptria, în funcție de fiecare pacient în parte, bineînțeles, și în funcție de dioptria de la care s-a pornit, putem constata că la un moment dat renunțăm la ochelari.
Treaba asta totuși e o luptă de lungă durată și lucrul ăsta se întâmplă destul de târziu, undeva în jur de 10-12 ani. Părinții sunt cam nerăbdători să renunțe la ochelari, dar noi explicăm că strabismul necesită vizite regulate mai dese decât la un copil care nu are probleme oftalmologice. Eu vă mulțumesc mult pentru toate răspunsurile. Dragilor, eu am aflat răspunsurile pe care le doream despre strabism de la doamna doctor. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag și vă spun pe curând.